Un înregistrare pornită. Gata, bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Vorbind de tema, să știi că ți-am trimis ieri poza cu tema. Dimineața. Mi-a arătat așa din fugă Mimi, dar n-am avut timp să mă uit la ea. Ce vreau să zic este că, așa, mi-amintesc că 9 pe 8 a fost problema. Acest număr, cum se numesc numerele acestea? Numere, am zis noi? Supraunitare. Este o fracție supraunitară, idem. Dar într-un Nei. cuvânt, raționale, cu Q, nu? Deci toate fracțiile cu putință se notează cu Q și poartă numele de numere raționale. Da. Ia fă împărțirea. La împărțire ai s-a strecurat ceva acolo. Când ai împărțit pe 9 la 8. Ia vezi. Discutăm, Da, discutăm da. acum. M-am uitat acum. Deci, important este ca să înțelegem că noi abordăm discuția în legătură cu această mulțime de care tu ai auzit, dar nu ți-a. Nu, așa cum te numești tu, Măriuca, deci există un nume pentru tine și pentru toate fracțiile astea și numere de tipul acesta, împărțirile. Practic sunt niște împărțiri care pot fi aranjate în două moduri. Deci, în loc să spun 9 împărțit la 8, scriu în două variante. Fie scriu 9 pe 8, fie scriu rezultatul împărțirii acesteia. Rezultatul. Da? Care îi sub forma unui număr zecimal, am spus noi, nu? Deci, în două variante surprindem împărțirea. Fie o lăsăm așa, sub formă de fracții, fie sub formă de numere zecimale. Așa că ne întoarcem și vedem acum exact ce ai propus, ce ai avut tu, și să începem discuția în legătură cu fracția aceea care ți-am dat-o, da? Am uitat. Hai să zicem, Doamne ajută să facem din nou o lecție frumoasă. Ne dorim foarte mult, foarte mult ne dorim să facem o lecție frumoasă. Și dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, așa se va întâmpla. Este garanția sigură a reușitei. Așa că. Deci este vorba de tot de fracții. Așa am spus că discutăm despre fracții. Da. Și tu ai avut de studiat 9 pe 9, de 9 pe 8, de fapt, de reprezentat. Nu? Să vedem exact cât înseamnă, care e valoarea lui 9 pe 8, sub formă zecimală, și să reprezentăm și varianta așa cu fracție, și varianta cu zecimală, știi, plini pe dreaptă, acolo cum am gândit împreună, poziția este aceeași, fie că gândim în varianta fracției, fie. Hai să ne ducem de la fracții. Sau cum ai pornit tu? Te las pe tine, că Eu tu trebuie să am vorbești. început Paxa. Deci, așa cum am văzut împreună, luăm o dreaptă, nu? Și pe Da. dreapta aceasta, vin dreaptă, are mijloc? Nu. Nu are mijloc. Și fiindcă noi lucrăm. Am văzut împreună, lucrăm mai mult pe partea dreaptă, stânga o lăsăm, punem un semn de întrebare că nu am mers pe stânga de la zero în stânga, rămâne ca aceasta să o purtăm discuția altă dată, ne ducem mai pe dreapta. Și vorbește, te rog. După aia am pus Mai întâi să reprezentăm probabil. numerele naturale. Pentru a reprezenta numerele naturale, vă spunem, Am luat o măsură de unitate.
sau... Așa, o unitate de măsură, da. Unitate de măsură, un anumit segment, de o anumită lungime, cât vrem da. Noi. Așa. Tu, cred că cel mai bine să fi luat, nu știu cum, dar așa, din simț practic, cred că de lungime 4 pătrățele aș fi luat eu. Bine. Tu, da? Ea reprezintă, din nou, și discutăm acum. Eu fac pentru prima dată aici reprezentarea, deci iau un segment, încă o dată un segment, încă o dată încă un segment. Pentru primul segment pun pe 1, apoi pun pe 2, pun pe 3, pe 4, pe 5, pe 6, pe 7, pe 8. Și așa mai departe. Și tot continui treaba asta. Terminăm vreodată de pus toate numerele naturale? Nu. Nu. Niciodată. Deci, oricine și-ar propune să scrie toate numerele naturale, nu va avea să-și dezbândă că nu le poate scrie pe toate numerele naturale. Sunt o infinitate de numere naturale. Bun. Mai departe, vorbește. Am făcut pasul ăsta. Acum... A fost 9 pe 8. Ce ai făcut cu ea? Deci... Mi-a dat o dată. Ai făcut împărțirea, nu? Nu... Ai zis o dată. Ai vrut să vezi, să încerci reprezentarea sub formă... Este supraunitare, nu? E mai mare decât 1, 9 pe 8. E corect așa. Și ai zis, 9 pe 8 poate fi văzut ca fiind 8 plus 1. Hai să merg pe ideea asta cu numitor odată. Și 8 pe 8 face 1 și face 1 plus 1 pe 8. Altfel spus, dacă mergi odată, deci ai un întreg și mai ai dincolo încă o fracție subunitară adăugată, e vorba de o optime. Da, așadar, deci am luat segmentul dintre 1 și 2. Așa. Și l-am împărțit în 9. Și l-ai împărțit în? 9. Nu? Că asta este acum. Optimea asta tu vrei să o reprezinți. Deci optimea o reprezinți între 1 și 2, aici. Da, 8. Pardon. Deci la 8. Că numitorul spune în câte părți să împarți. Deci împărțim întregul de dincolo de 1 în 8 părți. Asta îmi vine foarte ușor să fac, nu? Cum fac asta? În 2 odată da. Și fiecare jumătate în 4. Și pentru asta folosesc chiar și mijlocul și iar mijlocul fiecărei pătrimi și în mijlocul fiecărei pătrimi unde mă duce oare? Câte am făcut acum? 8. Sigur? Sigur, Bărica. Cu toată hotărârea. Sigur. Păi doimea e doime și pe urmă fiecare doime împărțită încă în 4, odată în 2 pe fiecare și pe unul fiecare pătrime în 2, au obținut optimi. Toate sunt optimi, sunt 8, le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corect. E o singură optime. Unde s-ar afla o singură optime? Un segment. Deci este un singur segment micuț de ăsta. Cu alte cuvinte, dincolo de 1 am mai adăugat o optime. Aici este numărul. Iată, numărul pe care l-am obținut, acest 9 pe 8, reprezintă lungimea segmentului de la 0 plecând. Așa asta înseamnă 9 pe 8. 9 pe 8, deci ne-am dus dincolo de 1, un pic, cum spui tu, o bucățică de segment și noi am vrut să încercăm să fim cât mai riguroși, fiind vorba de o optime, împărțim tot segmentul de la 1 la 2, 9 pe 8 dincolo de 1, deci e corect,
am făcut o treabă bună până în moment de față, am reprezentat pe nouă, pe nouă optimi, socotind ca o fracție. Deci, practic, am văzut partea întreagă, am împărțit pe 9 la 8 și merge odată, și atunci ne-am dus cu partea subunitară. Partea subunitară, o optime, cea care trece dincolo de 1, se adaugă lui 1 și ne duce până aici. Corect. Mai departe. Tot acel 9 pe 8, să-l încercăm acum, cum? Sub formă? De împărțire. Da? Să facem împărțirea. Deci, pentru asta ne ducem și zicem 9 împărțit la 8. 9 împărțit la 8. Da. O dată. Da. Era cu 1. 1 ori 8, 8. Rămâne restul 1, cum ai spus. Zece. Nu mai am, nu, stai, insistă, nu mai am cifre. Deci nu mai am cifre de coborât. Numărul de împărțitul e doar atât. Și acum, fiindcă vreau să adaug un zero, trebuie să pun neapărat ce? La, neapărat la cât? Trebuie virgulă. Să pun, virgulă, da? Deci la cât am pus virgulă? Și acum adăugăm un zero, da, te rog. Iar și odată. Exact. 8. 1 ori 8, 8. Așa este. 2. Da. Și fiindcă nu s-a terminat împărțirea. Mai adăugăm 0. Da. De 2 ori. De 2 ori, 2 ori 8, 16, da. Stai un pic. Și 4, restul. Încă nu s-a terminat împărțirea. Scuze. Da. 4. A, faptul că nu s-a terminat, ce fac? Încă un 0. Încă un 0. 5. 5 ori 8, 40. Ia vezi tu, așa ți-a dat la împărțirea care ai făcut-o? Da, doar că din greșeală n-am pus 2 și am pus 3. Unde? La... Nu, 135. 135, nu? Mult, mai multă grijă, mai multă atenție ca să nu... Să recunem greșelile acestea, că în 20, de două ori merge 8 ori, 2, 16. Bun. Și acum, Măriuca, vreau să vedem așa, să începem să discutăm. Deci, 9 pe 8, această scriere sub formă de fracție, deci asta este fracție, se cheamă fracție ordinară, fracție ordinară. Este scrisă sub forma un întreg și 125 după aceea. Da? 125. Asta e forma zecimală a fracției. Descrierea aceleași fracții, dar acum sub formă zecimală. Forma zecimală. Deci forma zecimală, descriere. Și ea are o parte, orice scriere de aceasta sub formă zecimală, adică cu virgulă, are o primă parte până în virgulă, se numește partea întreagă, faci și tu exact pe căițel, da?
Da? Scrii și tu pe caietel exact ce scriu aici. Deci partea asta, până în virgulă, partea din stânga virgulei se cheamă parte întreagă, iar partea din dreapta, de după virgulă, se numește parte zecimală. Parte zecimală. O formă? Nu. Deci așa, partea zecimală a numărului respectiv. Deci prima parte din stânga se cheamă partea întreagă, adică întregii, 1, 2, 3, cât or fi acolo, și așa mai departe. Și partea zecimală, tot ce este de după virgulă. Și acum să încercăm să reprezentăm. Mai întâi că este 1 și ceva. Deci de după 1 vom încerca să lucrăm că partea întreagă o avem până aici, 1. Și acum trebuie să mă duc pentru a reprezenta partea zecimală. Deci, pentru asta, pentru a reprezenta zecimalele de dincolo, partea zecimală, deci partea de dincolo de virgulă, împărțim următorul întreg de după 1, dacă ar fi fost 7. Dacă partea întreagă ar fi fost 7, pe care ar fi fost, care ar fi fost partea care luam în vedere? Dacă ar fi fost partea întreagă 7. Ne ducem de dincolo de 7 și cum lucrăm aici între 1 și 2, lucrăm și între 7 și 8. Dacă ar fi fost partea întreagă 7, da? Deci ne ducem la celălalt întreg și începem să-l împărțim în 10. Deci întregul acesta pe care îl avem la dispoziție acum între 1 și 2, îl împărțim în 10. De ce în 10? Răspunsul. Îl împărțim în 10 pentru că în matematică, deocamdată, tu ai învățat că noi avem 10 cifre. Iată de ce s-a oprit omul la 10. Avem și la cele două mâini, nu? 5 și 5, 10 simboluri. Și cele 10 simboluri sunt 0, 1 până la 9. 0, 1 până la 9 sunt 10 simboluri. Ăsta e motivul pentru care spațiul ăsta îl împărțim în, cât am spus, în 10. Uite cum am să fac. Eu am să-l iau încă o dată, îl desenez încă o dată, că acolo e deja împărțit. Și încerc acum să-l împart în 10. Ca să-l împart în 10, trebuie să vedem jumătatea trebuie să o împarte în 5. Și fiecare jumătate în 5. Și jumătatea asta care împarte în 5, voi reuși eu dacă folosesc 4 segmente, da? 4 da. Segmente, îmi împart spațiul în 5. Un segment, da? Deci 1, 2, 3, 4. Să sper că ne-am împărțit în mod egal. Și sigur și celălalt e 5. 1, 2, 3, 4. După ce am împărțit totul în 10, spune că luăm o singură prima zecimală. Deci, numărul de care vorbesc este din cele 10 să luăm o singură zecimală. Deci, după aceea, mai am zecimale. Dacă ar fi fost 1,1, dacă ar fi fost 1,1, înseamnă că mă duceam chiar la exact pe prima, la primul segment. Dacă ar fi fost 1,1, nu. Zice, încă mai ai ceva de făcut. Adică al doilea spațiu, am să-l iau de sub, că nu mai pot să lucrez, pe al doilea, uite, pun 2, Măriuca, pe al doilea segment îl luăm la lucru. Și l-am mărit,
ca să ne vină ușor. Tu îl surprinzi exact ăsta cât e de micuț, eu chiar în dreptul lui am făcut asta. Și ca să putem lua atenție, fiindcă a fost unul și încă ceva, deci pe al doilea, dacă ar fost 5, 3 măriuca, 325, câte aș fi luat, câte zecime aș fi luat, dacă ar fi fost 325, nu 125? Deci, cifra de aici îmi spune câte segmente iau. Una, două, trei. Deci aș lua trei segmente de acestea pentru că așa îmi spune cifra zecimilor. Că astea sunt zecimi. Pentru că tot întregul a fost împărțit în zece. Și fiindcă la noi cifra zecimilor este 1, am luat-o pe una, pe 1, pe o zecime și pe a doua urmează să lucrez pe ea pentru că mai am că cifre de după. Așa încât am întrebat așa, dar dacă după virgulă ar fi fost 3, deci ar fi fost așa, 1,325, ce ar fi făcut eu? Ai fi luat 3 segmente? Am fi luat 3 segmente de acestea mici și pe a patra o luam. Deci nu luam pe a doua, ci pe a patra urmează să o lucrez. Da? Deci asta îmi spune câte zecimi, după ce am împărțit în 10, câte iau și pe a patra o lucrez. Cât poate să fie, ce cifră maximă poate să fie după virgulă? 9. Așa. Deci dacă ar fi fost 1,925, le luam pe 9 din ele până aici și pe a 10-a urmează să o lucrez. Deci totdeauna să rămâne următoarea. Totdeauna să rămâne următoarea. Deci 9 dacă ar fi fost, atunci aș fi luat pe cele 9 și în loc să spun că o iau pe a doua, acum aș fi luat-o pe a 10-a. Și pe aceea o lucrăm. În concluzie, tu ai înțeles că prima cifră de aici, de după virgulă, înseamnă că după operația de împărțire a segmentului de la unul, segmentului următor, a părții întregi, în 10, ea ne indică câte segmente de aceste. Poftim, vreau neapărat. Dacă nu era 3 și era 7, o luam pe a 8-a? Asta este. Asta vreau să înțelegi. Deci, dacă nu ar fi fost 2, nu ar fi fost 1, cum este în cazul nostru, ci ar fi fost 7, noi, pentru a construi celelalte cifre ale părții decimale, o luăm pe următoarea și lucrăm. Următorul segment. Da? Deci, insist. Cifra asta de după virgulă îmi spune că după ce împărțim întregul în 10, câte părți din acele luăm? La noi a fost 1, 1 am luat. Și partea a doua urmează să fie luată la loc. Dacă ar fi fost 3, pe a patra o luam. Deci, pentru a construi pe astea, de unde lucrăm? Din a patra. Pentru a construi pe astea 25, lucrăm dintr-a 10-a. Da? Dintr-a 10-a, că 9 le-am prins aici. Pe a 10-a ar fi fost. Și așa ai înțeles foarte bine că totdeauna, dacă mai am încă cifre de construit, din următorul segment lucrăm. Și acum suntem unde, Măriuca? Suntem la al etera. Suntem la segmentul al doilea, pentru numărul nostru. Și la segmentul al doilea, l-am luat deoparte și l-am mărit de desubt, ca să înțelegem mai bine, îl împărțim în 10 și, deci, din nou, aceeași operație, tot în 10.
Da. Ceea ce facem aici, să știi că foarte puțini profesori au răbdare să reprezinte așa. Acum am să-ți mărturisesc ceva. Eu n-am predat niciodată asta. Ba da, am predat când Cristi era în clasa a șaptea și ora era într-a cincea. Dar nu cred că am predat așa. Într-a cincea se fac astea. Și nu cred că am predat așa, pentru că la vremea aceea eu am trecut de la liceu și nu aveam contact cu școala generală. Nu știam cum trebuie coborul, la ce nivel să... Le-am luat așa, cum, ca o definiție, facem împărțirea, așa merge odată, nu știu ce, și am lăsat așa, fără să insist pe reprezentarea asta. Și niciodată ei, probabil că am constatat asta la copii, că cei care vineau la liceu nu înțelegeau exact 10 în 10 se întâmplă și nu știu ce și nu știu cum. Deci acest lucru îl facem în premier, așa să zic. Pentru mine, bănuiesc că și pentru profesorii care vor preda, va fi o chestiune la care merită să insiste, pentru că de înțelegerea corectă a fiecărei noțiuni, la fiecare moment, depinde cum elevul face pași mai departe. De aceea, cu încredere, abordăm mai departe. Acum, în momentul de față, am pățit pe a doua în 10 și câte îmi spune să iau un negheșițiu nostru pentru a doua, pentru zecimala a doua? Uite. Câte? Două. Sper să nu-ți fac confuzia cu doiul de aici. S-a întâmplat tot două să luăm. Unu, două. Da. Iar pentru a construi zecimala următoare, trebuie să mă duc la al treilea. Deci, eu voi avea, după ce am înțeles bine asta, al treilea va fi în discuții pentru construcția zecimalei următoare. Dar acum insist, dacă aici ar fi fost 3, deci dacă zecimala a doua ar fi fost așa, 101,135, cât din acestea luam eu? 3. 3, sigur că da. Dar asta înseamnă că fiecare este împărțită, nu? Fiecare e împărțit în 10. Da. Și acele 10 ori 10, câte bucăți de astea micuți, le-am mărit aici ca să pot reprezenta acolo, ar însemna că sunt 100 toate, micuți, din ce în ce mai mici. Uh-huh. Deci asta e cifra sutimilor. Deci asta a fost a zecimilor. Zecim. Adică a 10-a parte de acolo. Și asta este a sutimilor. Acestea acum sunt sutimi. De ce sunt sutimi? Că fosta a 10-a parte e împățit în 10. Și asta înseamnă că din tot întregul acela de la 1 la 2 l-am împățit într-o 100. Ei, n-am cum să reprezint, dar tu ai înțeles că fiecare se face chestia așa și atunci sutimi sunt acestea pe care le descoperim. Și vrem să le reprezentăm. Și acum am insistat și am spus așa, că dacă ar fi fost la sutimi 3, dacă ar fi fost 3, câte am fi luat? Am fi numărat de aici pentru sutimi 1, 2, 3. Și pe a patra o lucram pentru a construi pe 5. Că mai avem treabă de făcut. Da? Ei, în cazul nostru, noi avem pe 2. Noi lucrăm exact în situația de aici. Pe 2 am luat cele două zecimi. Da? Două zecimi. Și nu ne-am apropiat, dacă ai putea să urmărești, cu cele 20, nu m-am apropiat exact de punct. Sunt undeva mai în stânga de puțin. De aceea, încă o etapă este și pe a treia, pentru a construi pe cinciul ăsta, împart pe a treia în câte? Împart și pe a treia.
iau pe a treia și o împart în 10. Din nou în 10. Deci, pe a treia, împart încă din nou în 10. Și cu 4 liniuți, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Trebuie să fie în mod egal. Deci 1, 2, 3, 4. Și așa am împărțit din nou pe a treia. În câte părți am împărțit-o? Am împărțit-o pe a treia în 10. Da. Asta e a treia. Da? Iar te pun 3 aici ca să se înțeleagă. Am împărțit-o în 10 și câte iau acum? Câte luăm din ea? 5. 5. Da? 5. Dacă era 6, luam 6. Dacă era 6, luam 6. Dacă era 7, luam 7. Cât poate să fie aici ca cifră? Maxim. Maxim 9. 9. Adică până aici mă pot duce. Deci am spațiu. Deci împărțirea la 10 e deșteaptă. E foarte deșteaptă. Și asta îmi spune mie că în clipa asta am construit numărul 1, o zecime, uite aici, zecimea a fost luată aici, o zecime, o zecime, apoi două sutimi, o zecime, două sutimi și 5 milimi. Că în final, tot segmentul ăsta, acum, așa cu împărțirea asta de ultimă instanță, înseamnă împărțirea înseamnă împărțirea segmentului la 1 la 2 într-o mie de bucățele. Într-o mie de segmente. N-am cum să le prezint, dar așa în scara cum mi-am luat-o eu, am reușit în momentul de față să transmit construcția riguroasă a 1,25. Și dacă acum mă duc și iată mijlocul 5 ăsta, care înseamnă mijlocul transmis, nu? La al treilea. Mă duc exact pe punctul acesta. Și ajung că aici va fi 1,125. Deci coincide exact de jos în sus cu reprezentarea aceasta făcută în formă zecimală a aceeași distanță. Da? Dar măsurată sub formă zecimală. Deci fracția dată 9 pe 8 reprezentată în varianta care știam noi, este aceasta, cum am zis, dincolo de 1, am o optime, am putut să construiesc optimea și cu asta am rezolvat. Sub formă zecimală am făcut împărțirea efectivă, știind că în momentul în care am ajuns la capătul, deci nu am cifre de coborât, asta e algoritmul care trebuie să rămână, punem virgulă și până adăugăm 0, 0, 0, 0. Până când se termină împărțirea. Apare o întrebare. Ia să văd ce întrebare poți să pui tu acum. Am zis până se termină împărțirea. Se ivește în mintea ta o întrebare. Ia să văd dacă te poate influența. Am una, dar nu cred că e cea care vrei să o pun. Ia să văd. S-ar putea să... Deci am spus, până se termină împărțirea. Pune câte un 0, câte un 0, până se termină împărțirea. Ce aștept eu de la tine acum? Păi și dacă nu se termină niciodată. Asta e încă o dată dovadă clară că te-am putut influența. De exemplu. Atentă, Mănuca. Te-am putut influența. Asta așteptam.
De ce am insistat? Acum aștept o întrebare. Asta era întrebarea care merge, o vreau pus să-l merge, 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 merge. Ce faci? Faci până la infinit? Aha, ce tare acum. Da. Deci pui și nu se termină niciodată. Altfel spus, există astfel de fracții la care facem, punem împărți, punem 0, 0, 0 și nu se termină niciodată? Așa, asta era întrebarea pe care vreau să mi-o pui, dar nu vreau să mi-o pui. Vreau să mi-o pui pentru că vreau să văd dacă te pot influența și încă o dată Duhul Sfânt, ăsta este clar acum. Încă o dovadă că te-am putut influența. Încă o dovadă. Deci este înregistrat acest lucru. Este clar că noi putem, noi gândurile noastre, atenție, gândurile noastre pot duce până în America, oriunde. Deci eu dacă vreau acum să influențez, mă pot gândi și pot influența pe aura. Cu un gând. Mă gândesc să-i transmit ceva. Și pot să fac asta. Prin Duhul Sfânt. Cum să transmit undele astea? Cum să transmit undele astea, Mărică? Adică asta e forma mecanică pe care oamenii au pus-o la punct, dar există și forma dată de Dumnezeu, așa asta a Duhului Sfânt. Mă bucur foarte mult că ai reacționat, dar tu o spuneai cu emoții. Să zic, dar nu știu dacă asta va fi. Nu știu dacă, ai și spus, nu știu dacă asta e întrebarea pe care o aștept. Și pe asta o așteptam. Și acum, sigur că dificultatea e maximă acum. Eu trebuie să răspund la întrebarea asta. Asta e matematica plăcă. Asta e matematica care place. Pentru că aceasta aici, în întrebările vin de la elev, este semn că suntem într-un dialog clar și că particip la lecție, că înțelegi despre ce este vorba. Deci am să zice, hai să împărțim pe unul împărțit la 3. Adică e vorba de fracția 1 pe 3. Cum o aranjăm pe ea? Forma asta ordinară ca fracție este așa, dar ca să vedem forma decimală trebuie să împărțim pe 1 la 3. Și începem. Te rog să începi tu. Nu merge niciodată, nu? Să vezi. Deci vine 0, adică n-ar întreg. Are 0 întregi. Da, și te vine 10. Așa. Adică adăugăm 0 și nu. De la bun început. De la bun început suntem în situația asta că 3. 3, da. 3 ori 3. Nu. Da. 1. 1. Punem 0. 0. Da. Putem să fie 3, 3, 3, 3, 3. Fantastic. 3, 3, 3 până obosim. Exact. Ce facem? Deci nu se mai termină niciodată. Deci împărțirea asta nu se termină niciodată. S-o termin cine vrea. Eu n-am cum să o termin. E limpede. Adică ai... Deci există și împărțiri care nu se termină. Acest număr decimal este un număr periodic. Deci 3 este o cifră care se repetă până la nesfârșit. Până la infinit. Deci număr decimal, să zicem total, în total, decimal periodic. Deci atunci cum îl completez? Da. S-a stabilit o formă de scriere ca să nu scriu 3, 3, 3, 3 la nesfârșit cu puncte, puncte la infinit. Să zice așa, 0, 3 în paranteze, așa. 3 e perioada. Cifra 3 se repetă. Ah.
Deci o este formă de scriere, 0,3 și cu asta am nuțat că egalul acesta cu 0,3333 cu puncte, puncte, puncte este pentru el s-a acceptat o formă de scriere strânsă, punând 3-ul acela care se repetă, dacă e un singur 3. Să poate întâmpla să fie două cifre care se repetă. Păi și atunci ce fac? Atâta scrim. 0,3. Zicem 9 pe 10 egal cu 0,3. 9, 1 pe 3. Deci eu zicem... Da, dacă ai zis tu că sunt două care... Dacă sunt două cifre care se repetă, voi spune că e egal cu partea întreagă. Noi găsim acuși un număr de acela. Și zicem, ca să termin ideea, zicem cele două cifre, punem virgula și punem cele două cifre, dacă sunt două sau sunt trei, punem în paranteză. Deci punem grupul de cifre. Deci indicăm în paranteză grupul de cifre care se repetă. Deci notează aici. În paranteză rotund, grupul de cifre care se repetă. Grupul de cifre care se repetă. Deci în paranteză spune ca formă de scriere. Și așa am anunțat că numărul respectiv este aranjat, punând în paranteză că este un număr zecimal periodic. Deci vom spune că am de-a face cu un număr zecimal periodic, indicând perioada de, indicând grupul de cifre care se repetă, punând de fapt într-o paranteză. Hai să vedem, să ne întoarcem la ce am avut noi menete, că aici mai rămânem în suspans un pic. Mai așteptam eu o întrebare la tine. Ar fi chiar tare, tare să mă pui acum. Dar probabil că mai facem un pas și mai vedem. Vezi, s-a întâmplat aici la noi să se repete cifra 3 imediat de după virgulă. Sau grupul de cifre se poate întâmpla. Ai o întrebare? Deci, imediat după virgulă s-a întâmplat ca grupul de cifre de acolo, de după virgulă, să se repete. La noi a fost 3-3. Da. Păi și dacă Și dacă nu începe exact de după virgulă, există și numere de acestea care la împărțire după virgulă să fie niște cifre și până se înceapă de la un loc încolo. Deci există întrebarea asta, asta vreți să o pui cât de simt? Dacă nu se începe repetiția, grupul de cifre care se repete imediat după virgulă, ce apare așa? 7,23 și pe urmă 5 și așa mai departe. Asta cum mai facem, nu? Cum îl mai reprezentăm? Răspunsul este același. Cine se repetă? Descrim așa, 7,23, paranteză 5. Așa. Și punem cifra care se repetă, sau grupul de cifre, că noi am pus o singură cifră care se repetă. Deci scriem exact de unde se repetă grupul de cifre. Numai că ăsta se numește periodic, este un număr zecimal periodic mixt. Deci număr zecimal periodic mixt. Număr zecimal periodic mixt. Deci când se începe imediat repetiția după virgulă, se cheamă periodic, număr zecimal periodic simplu, mai adaug, simplu, adică n-am partea
de cifre care să se repede la un loc. Număr decimal periodic simplu. Că se repede imediat după virgulă și asta se cheamă periodic mixt. Adică există măcar o cifră care se intercalează de la virgulă până când începe grupul să se repete. Periodic simplu, periodic mixt. Știi ce? Aș vrea să-ți propun un lucru. Să încercăm să repetăm un pic. Știi că e bine ca din când în când să încercăm să repetăm ca să se sedimenteze informația, să se așeze așa în mintea noastră, că sunt noutăți, absolut noutăți. Deci, hai să începem așa. Există o mulțime de numere cu care te-ai obișnuit încă din clasa 0, chiar din familie. Ai auzit 1, 2, 3, nu? Da. Cum se cheamă în mulțimea asta a numerelor care numere naturale, nu? Cu N se notează. Și vorba de 0, 1, 2, 3 puncte, puncte. Este mulțimea pe care am reprezentat-o eu la început, de la 0 până așa. Și o altă mulțime, deci este asta naturale. Și asta este raționale. Deci, o mulțime a numerelor naturale și altă mulțime a numerelor raționale. Aici punem toate fracțiile cu putință de forma M pe N. Deci, în mulțimea asta punem toate numerele de forma M pe N, toate fracțiile, cu precizarea că M și N sunt niște numere naturale acolo sus, la numărător și la numitor, și că nu e diferit de 0, mai adăugăm, că nu poate să fie 0, că nu are rost împărțirea. Deci fracțiile, mulțimea numerelor raționale, e formată din toate fracțiile de forma asta, M pe M, cu M și N în numere naturale, iar N diferit de 0. Deci, spune și tu de până acum, deci, cu alte cuvinte, deci o primă mulțime de numere care a fost? Nu știu cum să încep. Da, vorbește. Nu știu cum să încep. Uite așa. Deci, așa, cu limbajul tău și în forma foarte directă. Până acum, din tot ce am învățat în matematica asta de până la clasa a patra, am înțeles că există două mulțimi de numere până în momentul de față. O mulțime notată cu N numită numere naturale. Da. Și spune, ea conține? Ea conține 0, 1, 2, 3, 4, 5, până la infinit. Așa. Perfect. Și o altă mulțime pe care am descoperit-o încă din împărțirile acelea care se făceau exact sau nu, din clasa a treia mai precis, da? Și care n-a fost amintită de învățătoare, nu știu dacă ar fi fost timpul să le spună. Cei care sunt copii, care sunt curioși, merită să știe și cum se numesc astea, că urmează de acum să o numește. Deci mulțimea numerelor, cum se numește asta? Raționale. Raționale, scuze. Da? Mulțimea numerelor raționale notată cu Q. Da? Și ea, în ea avem ce puse? Fracții. Toate fracțiile. Toate fracțiile cu putință. Da? Toate fracțiile cu putință. Posibile. Toate fracțiile cu putință posibile, știind că la numărător și la numitor am niște numere naturale.
Dar la numitor, asta e foarte important, trebuie să totdeauna să precizez, la numitor nu poate să fie zero, pentru că împărțirea la zero nu are sens. Astea două lucruri, spune-le încă o dată tu, dar degajați fără să, doar nu-i definiți aici, știi? Vorbește așa cum. Există două tipuri de numere. Pe care le-am învățat până acum, da? Da. Numere naturale, notat cu N, da, care conține 0, 1, 2, 3, 4, 5, până la infinit. Da. Și numere raționale, care se notează cu Q, care reprezintă toate fracțiile cu putință. Perfect. Asta vreau. Toate fracțiile cu putință. Atenție, am vorbit de fracții, așa spui. Atenție, am vorbit de fracții, fracția numitorul, adică ăsta de jos, nu poate să fie zero, da? Că împărțirea la zero nu se poate face. Împărțirea la zero nu are sens. Acestea sunt cele două lucruri. Sigur că noi acum ne-am concentrat pe mulțimea numelor raționale, pe Q ăsta, și am încercat, am plecat de la numele natural și am găsit un corespondent de reprezentare pe dreaptă, da? Deci, numele naturale am încercat să le reprezintăm pe o dreaptă și fiind dreaptă punem atât cât putem noi desena pe caiet sau pe tablă sau pe orice altceva, spunând că aici nu se termină niciodată, nici în partea stângă, nici în partea dreaptă. Deci punem săgeata așa de regulă ca să atenționăm pe cei care nu știu. Și undeva fixăm pe zero. Iar 1, 2, 3, 4, pentru a obține toate numerele acestea, ce facem? Luăm un segment, o unitate de măsură. Hai, vorbește-te rău. Și împărțim dreapta. Exact. Începem să adăugăm. Pentru 1 punem un singur segment. Așa da. Spui. Pentru 1 punem un singur segment. Pentru a reprezenta pe 2, mai adăugăm un segment. Așa că de la 0 până la 2 avem două segmente. Pentru a reprezenta pe 3 mai punem încă un segment. Și așa mai departe. Continuăm și în felul ăsta noi putem reprezenta toată mulțimea numerelor naturale în partea dreaptă a lui 0. Că numărăm 0, 1, 2, 3 și mai departe. Da? Bun. Și a apărut ideea să vedem cum reprezentăm fracțiile. Cum reprezentăm pe Q. Că puncte sunt pe dreaptă. Nu? Că noi 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe le-am văzut că ocupă doar pe sărite niște puncte din dreapta. Așa că mai sunt încă foarte multe puncte. Și pentru asta, când am discutat despre o fracție, fracția o am văzut-o de trei tipuri. Deci când am văzut fracția de tipul M pe N, ce am discutat noi? Am zis că este subunitară. Da. Subunitară. Deci cea care e mai mică decât 1. Hai să scriu așa. M pe N mai mic decât 1. Da? M pe N mai mic decât 1. Subunitară se cheamă asta. M pe N egal cu 1. Și M pe N mai mare ca 1. Da? Subunitară, supraunitară, echiunitară și supraunitară, da? Subunitară. Ei, toate fracțiile subunitare, unde le găsim, Măriuca? Toate fracțiile subunitare, dar toate cu putințe. Mai în stânga decât 1. Așa, între 0 și 1. Deci hotărât ești. Toate fracțiile subunitare se găsesc toate, dar toate cu putință, între 0 și 1. Câte sunt ele? Câte? Vreau să spun ca număr. Le putem număra fracțiile toate? Nu. Nu, sunt o infinitate.
Deci, între 0 și 1, dacă am, le-am plasat pe toate cu putință, încap toate. Toate încap, toate fracțiile acolo. Te întreb cum poți să... De acum nu poți să le prezinți, dar încap toate acolo. Important este că între două fracții cele mai apropiate cu putință există un spațiu. Deci, între două fracții, oricât ar fi de apropiate ele, mai există un gol. Ai văzut site de acelea dese, dese, dese. Aproape de nu trece făina prin ele. Există și site de acelea care scot făina foarte, foarte fină. Asta înseamnă că între două firi de acelea foarte apropiate ale sitei, există un spațiu pe care curge. Așa trebuie să-ți imaginezi și, mulțimea asta cu găuri. Deci de la 0, de la 0 la 1, toate fracțiile nu pot acoperi, nu pot umple tot spațiul perfect. Rămân găuri. Iar ca să încercăm să înțelegem, reprezentarea cu zecimale ne este foarte, foarte benefică. De aceea, fracțiile au acceptat și o altă formă de reprezentare. Nu numai sub formă așa de fracții, cum a fost 9 pe 8 la tine și ai zis că e dincolo de 1 un pic și ai și căutat și ai reușit, l-ai plasat. Pentru că fiind 1 și ceva, te-ai mutat cu reprezentarea fracției subunitare 1 pe 8 între 1 și 2. Și ai făcut toate chestia aceea. Am împărțit-o în 8 și am luat din cele 8, am luat una din ele. Acum, noi am făcut împărțirea lui 1 la 8 și ne-a dat cât? 1, cât? Ia vezi tu că nu mai am mai scris. L-am împărțit pe 9 la 8. Da. Cât ți-a dat? 1,125. 1,125 la împărțirea asta. S-a terminat împărțirea, am avut baft. Da. Și aici a fost în momentul acela foarte frumos, cel mai frumos la lecții, când am așteptat la tine întrebarea și a fost momentul, sunt și împărțiri când nu se termină? Și am văzut. Da? Deci, împărțirea aceea ne-a permis să facem, s-a terminat și am și reprezentat-o. Fiind 1,125, ea înseamnă așa. În modul în care noi am lucrat, ea se compune din 1, da? Din 1 plus segmentul de la 1 la 2 l-am împărțit în 10 și am luat una, deci plus o zecime, asta înseamnă 1 plus prima zecime. Dacă ar fi fost în loc de 1 măriuca, ar fi fost 3, ai fi zis plus 3 pe 10. Plus mai departe. Plus 200. De ce? Că e cifra a doua care a fost obținută în urma faptului că am împărțit pe a treia, nu? În 10. Și plus, în continuare, cât? Plus 5 miimi. 5 miimi reprezentăm, cum știm bine, să reprezentăm, adică împărțim întregul într-o mie și luăm 5. Asta e reprezentarea lui 1,125. Deci este egal cu un întreg plus o zecime plus 2 sutimi plus 5 miimi, care înseamnă, egal mai departe, noi am învățat să aducem, când adunăm două sau mai multe fracții, am vorbit. Se caută cum se cheamă acela?
numitorul comun, cel mai mic multiplu comun, care se împarte la toate. Și cel mai care se împarte la toate e 1000. Și aici la 1 amplificăm cu, că nu are numitor 1, cu 1000. Aici amplificăm cu cât? Fiind numitorul 10, 1000 împărțit la 10, cât înseamnă? O mie împărțit la 10. Păi, suntem un singur 0, nu? 100. Deci înseamnă 100. Apoi, 2 împărțit la 100? 2 împărțit la 150. Cât? 2 împărțit la 100. Am zis eu 2 împărțit la 100, am zis eu greșit. Deci 100 împărțit la, pardon, 1000 împărțit la 100. 1000 împărțit la 100. Mai devreme a fost 1000 împărțit la 10 și a fost 100. 1000 împărțit la 100 și face 10. 10, corect. Și atunci rezultatul va fi, aici am, la 1 am aplicat 1000, 1000 plus la 100 ori 1 plus 100, plus 2 ori 10, 20, și plus 5, totul supra 1000. Și egal cu. Cât face asta dacă adunăm totul la un loc? 1000 plus 100 plus 20 plus 5. 1125 supra 1000. Nu? Deci neapărat 1125 supra 1000. Deci iată cum s-a întâmplat că 1,125 este scris ca fiind 1125 supra 1125 supra 1000. Uite cât de frumos apare. Că, practic, virgula asta s-a dus peste o zecimală, peste două, peste trei și s-a dus tocmai până la capăt. Peste trei și atunci noi am adăugat. Am zis că este 1000 la numitor pentru că miimi au fost acestea. Și deci, în felul ăsta se trece de la un număr zecimal la o fracție. Așa am trecut de la 1,25, care este număr zecimal, la scrierea sub formă fracționară. Dar așa asta nu-i. Nu e ireductibilă. Ea este simplificabilă. Și ți-o las ție să poți face simplificările și să vezi la ce fracție ajungi. La ce fracție vei ajunge? La ce fracție bănuiești tu că vei ajunge simplificând? De ce ai tema mea? Deci, spuneam că această fracție 1125 supra 1000 este simplificabilă, nu este ireductibilă, ci este simplificabilă și întrebam la ce crezi tu că vei ajunge. Păi cine reprezenta 1125? Cine a fost? De la cine am plecat noi de a obținut pe 1,125. L-am împărțit la 8. L-am împărțit pe cine? Pe 9? Pe 8. Deci 9 pe 8. Acolo trebuie să ajungi. Deci simplificând tu, trebuie să ajungi la 9 pe 8. Asta e fracția. Deci așa se trece de la număr zecimal la fracție ordinară. Se pune, se trece drept, virgula la dreapta până epuizăm decimalele și punem supra 1 urmat de atâtea zerouri, 1 urmat de atâtea zerouri, câte decimale avem? 1, 2, 3, 1000. Și gata, am trecut la reprezentarea sub formă de fracție. Deci de la
Acum ți-am arătat cum trece de la număr decimal la fracții. Dar de la fracții la număr decimal facem împărțirea. De la fracții la decimal așa am și lucrat. Pe 9 împărți la 8 și ai văzut. Am obținut așa ceva. Ei, termin tu asta. Eu am vorbit așa cu tine, că facem matematică atât cât crezi tu că poți accepta. Adică insist, spunându-ți că matematica trebuie făcută numai în stare de bine, deci într-un confort, nu presându-te, că dacă viu și te presez și fac, insist, nu știu ce, nu știu cum, n-am făcut nicio afacere asta. Deci, insistăm pe treaba asta că trebuie să fie o chestiune de confort. Așadar, pentru data viitoare, fracția asta ordinară, 1125 supra 1000, mi-a adus la o fracție ireductibilă și te ocupi de fracția, hai să spunem, 11, ia să văd eu, 11 supra 8, 11 supra 8 și să mi-o aduci în varianta de număr decimal și să reprezinți. Adică cum ai avut de reprezentat, pe cine ai avut ca temă, pe 9 supra 8 și cum am procedat aici împreună, așa te ocupi de 11 pe 8, îi găsești și forma decimală, o aduci și la formă ordinară, treci dintr-o formă în cealaltă, reprezinți cum am făcut aici. Cred că tot întregul al doilea se va lucra. De ce? Pentru că observ, ia să las eu 19, Măriuca. 19 pe 8. Adică la împărțirea asta merge de două ori. Dacă mergi de două ori, ai partea întreagă 2-ul și tu în spațiu dintre 2 și 3 te vei plasa ca să reprezinți. Aș vrea să te uiți pe filmuleț, să reții când împărțirea nu se poate face, cum se numesc numere periodice simple sau periodice mixte, deci cele două categorii, încât în discuția pe care o vom face, în momentul în care tu te decizi și vei propune din nou să stăm de vorbă, vreau să ai făcut filmulețul ăsta, adică să-l ai repetat. Bine. Bine. Ne oprim aici. La revedere, dragilor, din nou, cred că am avut din nou o șansă în a face matematica și a discuta despre faptul că trebuie să fii într-un confort, nu disconfort. Când matematica nu se face decât atunci când ți-e poftă de matematică. Deci trebuie să ajungi să-ți fie poftă ca de o prăjitură. Așa trebuie făcută matematica. La revedere, Măriuca, cu drag. Oprește tu.